Doamnelor și domnilor, stimați colegi, tema întâlnirii noastre se referă la responsabilitățile Ministerului Afacerilor Interne pentru organizarea și desfășurarea alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014. După cum știți, de astăzi începe campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Înainte de a vorbi despre atribuțiile ce vă revin, conform legii, atribuții pe care de altfel sunt convins că le cunoașteți, vreau să subliniez câteva lucruri pe care le consider extrem de importante. În primul rând, vă veți asigura că legea va fi respectată cu strictețe și toți cei care vor participa la organizarea acestui proces trebuie să-și asume un rol extrem de activ în acest sens. Noastră reprezentați Guvernul României în teritoriu, iar Guvernul s-a angajat ca alegerile să desfășoare fără cusuri. Aveți toate pârghiile necesare la dispoziție și aveți toată autoritatea de care aveți nevoie. Vă cer așadar să acționați energic pentru asigurarea corectitudinii campaniei și pentru buna organizare a alegerilor. Dacă este o problemă în vreun județ, vă rog să-mi transmiteți astăzi și să remediem împreună de urgență, dacă există în vreun loc această situație. N-aș vrea să văd zilele următoare vreun prefect, coleg, luat prin surprindere de campania electorală. În al doilea rând, vreau să vă spun cu subiect și cu predicat faptul că în următoarea lună nu există concediu, nu există zile libere sau nu există weekend. Pe cei care și-au făcut alte planuri, îi rog să le reprogrameze, de asta am mai discutat acest lucru, fiindcă, stimați colegi, vom fi la datorie 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și știți foarte bine că nu spun vorbe mari și nu glumesc. Nici eu nu voi avea zile libere, deci nu ezitați să solicitați sprijin dacă va fi nevoie. Pentru orice problemă aveți contact permanent cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne. În al treilea rând, vă cer să fiți fermi și implicați, dar în același timp să rămâneți obiectivi și imparțiali. Legea este singurul lucru de care trebuie să țineți cont în această campanie electorală. Însă atâta vreme cât cunoașteți legea perfect, o respectați și o aplicați întocmai, înseamnă că vă faceți datoria. Dar orice încălcare a legii, stimați colegi, rămasă nesancționată, înseamnă neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Stimați colegi, diferit față de celelalte procese electorale, așa cum bine știți, începând din acest tur de alegeri, Autoritatea Electorală Permanentă a primit competențe legale clare în ceea ce privește listele electorale și numărul de alegători prin operaționalizarea registrului electoral. Revenind la Ministerul Afacerilor Interne, potrivit actelor normative care reglementează buna desfășurare și organizare a acestui scrutin de astăzi, din ziua de 25 mai 2014, Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziționarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot prin intermediul administrației naționale a rezervelor de stat și probleme speciale, imprimarea buletinelor de vot prin regia autonomă monitorul oficial, confecționarea ștampilelor cu mențiunea votat prin regia autonomă monitoria statului, imprimarea tuturor timbrelor autocolante prin Compania Națională, Imprimeria Națională S.A., aplicarea măsurilor de ordine și siguranță publică pe întreaga durată de desfășurare a procesului electoral. Pe linia competențelor de organizare specifice Ministerului nostru, la nivel național, cei 3.186 de primari ai unităților administrativ-teritoriale în care se va desfășura scrutinul de la 25 mai 2014, au organizat un număr de 18.532 de secții
de votare. Pentru secțiile de votare din țară vor fi tipărite 20,1 milioane de buletine de vot, la care se vor adăuga cele destinate secțiilor de votare din străinătate, potrivit comunicărilor ce vor fi efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe. A fost stabilit necesarul de 92.660 bucăți tampile, cum menționa, votate. Vor fi realizate 17,7 milioane timbre autocolante, cu mențiunea votat, care se aplică după exercitarea dreptului de vot, numai pe cărțile de identitate. Pentru cetățenii care au încă buletină de identitate, dovada exercitării votului se va face prin aplicarea ștampilei pe una din firele buletinului de identitate. Vreau să aveți în vedere că, împreună cu reprezentanții autorității electorale permanente, să realizați o instruire temeinică a președinților secțiilor de votare, a locțiitorului acestora, cu privire la responsabilitățile ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor europarlamentare. Nu în ultimul rând, vă cer să vă încadrați cu strictețe, în termenele prevăzute, în programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare desfășurării alegerilor europarlamentare, acolo unde dumneavoastră aveți atribuții. În ceea ce privește instituțiile prefectului, au fost realizate următoarele activități. Constituirea comisiilor tehnice județene, respectiv a municipiului București, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale prevăzute de legislația în vigoare. Constituirea de asemenea grupului tehnic de lucru pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, respectiv municipiul București. Instruirea primarilor și a secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu sprijinul reprezentanților teritoriali ai autorității electorale permanente cu privire la responsabilitățile ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor europarlamentare. Confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene ale sectoarelor municipiului București și a ștampilor de control ale secțiilor de votare. Acordarea sprijinului de specialitate și monitorizarea încadrării de către autoritățile administrației publice locale în termenele stabilite prin programul calendaristic. În ceea ce privește măsurile specifice în planul asigurării ordinii publice. Având de vedere că astăzi, în data de 25 aprilie, debutează campania electorală, reamintesc tuturor că principala misiune a structurilor de ordine publică este asigurarea organizării și desfășurării în condiții de siguranță a manifestărilor electorale și a alegerilor. Am convingerea că toți cei care au responsabilități au deja cunoștință de prevederile Planului General de Măsuri ale Ministerului Afacerilor Interne, iar acțiunile sunt în graficul stabilit și se desfășoară în mod corespunzător. Este necesar și să iau toate măsurile pentru ca a se asigura planificarea corespunzătoare a forțelor și mijloacelor, astfel încât să putem preveni și gestiona corespunzător eventuale incidente. Identificarea din timp a vulnerabilităților, a riscurilor la adresa ordinii publice, ce ar putea perturba procesul electoral, trebuie să constituie preocupări principale a tuturor structurilor ministerului nostru. Toate datele și informațiile relevante cu privire la modul de gestionare a evenimentelor asociației calendarului și manifestărilor electorale vor fi transmise cu celeritate la Centrul Național de Monitorizare a Situației Operative. Acțiunile ce vor fi organizate și gestionate în sistem integrat sub coordonarea comandamentelor operaționale ce se constituie la nivelul municipiului București și la nivel județean. De asemenea, se vor dispune măsurile necesare, astfel încât să fie asigurată pregătirea corespunzătoare a personalului pentru executarea misiunilor specifice, dar și a condițiilor de dotare și echipare a acestuia. În paralel cu măsurile operative, Ministerul Afacerilor Interne va derula o campanie de informare a cetățenilor referitor la prevederile noului cod penal în materia infracțiunilor electorale. Avem aici un model de afiș și trebuie să știți că vor exista 20.000 de astfel de afișe care vor fi postate la toate secțiile de votare,
dar și la sediile instituțiilor cu atribuții în organizarea procesului electoral. Această campanie este realizată de Ministerul Afacerilor Interne la tipografia proprie și fără costuri suplimentare. Stimați colegi, cunoașterea și aplicarea întocmai a prevederilor legale incidente în procesul electoral va constitui preocuparea întregului personal. Prefecții, împreună cu toți factorii responsabili din județ, vor coordona și urmări modul de finalizare a procesului de repartizare a secțiilor de votare pentru asigurarea măsurilor de protecție și ordine publică. Toți prefecții vor reevalua locațiile în care se va desfășura procesul electoral, din punct de vedere al siguranței acestora, iar acolo unde este cazul, vor fi luate măsuri de remediere. Stimați colegi, vreau din partea întregului personal echidistanță pe timpul îndeplinirii misiunilor și activităților ce revin structurilor de ordine și siguranță publică și evitarea abuzurilor sau a provocărilor de orice fel care ar putea conduce la afectarea imaginii Ministerului Afacerilor Interne. Mă aștept să vă comportați, ca de obicei, exemplar, cu demnitate, cu seriozitate și mai ales cu profesionalism. Vă revine datoria de a demonstra că instituțiile statului își îndeplinesc misiunea și vreau să vă achitați ireproșabil de această obligație. De aceea, mesajul meu către toți angajații Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în organizarea acestor alegeri este unul simplu și foarte clar. Respectați legea întocmai, indiferent care sunt competitorii electorali, stați departe de activitatea și de interesele politice ale partidelor și sancționați orice abatere de la lege, fără nicio discriminare. Sunteți funcționari publici și trebuie să vă respectați acest statut. Stimați colegi, în încheiere îmi doresc și este obligatoriu ca alegerile să fie organizate și desfășurate, cum spuneam, fără cusuri și vreau să știți că mă bazez pe dumneavoastră. Totodată nu vă ascund că va fi și un test pentru viitoarele alegeri. Cine nu trece acest test al organizării europarlamentarelor, nu știu cum să vă exprim mai plastic, poate va privi viitorile alegeri, poate la televizor. Nu ne jucăm, știți foarte bine, și am mai spus-o, am mâncat și o pâinea dumneavoastră, am fost prefect la București, tocmai de aceea îi spuneam domnului Sanda să aibă grijă de sănătate, era răcit, vreau să fim colegi în continuare. E un om foarte serios și foarte bine pregătit. Vreau să vă spun că, stimați colegi, trebuie să ne facem datoria. Trebuie să ne facem datoria. Am discutat cu marea majoritate, cu mulți am fost colegi. Este foarte important să fim o echipă. Este echipa Ministerului Afacerilor Interne. Toată conducerea Ministerului este aici. Vă stă la dispoziție. Trebuie să respectăm, în primul rând, legea. Trebuie să ne facem datoria cu devotament, cu profesionalism. Trebuie să arătăm tuturor că România este o țară europeană. Și mai mult decât orice, stimați colegi, să putem să privim pe oricine în ochi, cu demnitate. Vă bazez pe această echipă a Ministerului Afacerilor Interne, vă urez succes și vă mulțumesc foarte mult. Spor la treabă!